Eram eu, 24 de ani, absolvent ratat de psihologie, eșuat într-un birou de 2 metri pătrați într-o bancă obscură din București, oferind credite unor oameni lipsiți de idei și viitor. Părea să fie a treia sâmbătă de internet și somn de când Irina mă părăsise după 5 ani de iubire, când a apărut Călin. Prieten vechi din Ploiești, regăsit în anii de facultate. Un nebun simpatic, care în momentele mai puțin bune mă scotea din starea de apatie. Se auto-invitase la o tipă pentru un mic party cu vin și poker sâmbăta asta și avea nevoie de mine ca să o țin ocupată pe colega ei de apartament. Ca de fiecare dată am încercat să refuz inițial, găsind tot felul de scuze subțiri. Dar de fiecare dată m-a convins repede, fără argumente. Hai odată! Da, mă! Olin! Olin? Uh-huh. Adică trebuie să pun cât ai pus și tu? Păi n-am. Asta e. Nu mergi. Ioana? Eu intru. Te egalez. Voi doi sunteți nebuni. Fold. Arătați-vă cărțile. Vale de treflă și... șapte de roșie. Căcat! Nu v-ați sătuat de poker? Ce e? O să vedeți. Costișă ce duce spre vas lui, stă flamura pizdișă, înfiptă într-un cui. Dragostea asta. Sper că nu ești îndrăgostit. Nu mai sunt. Mă bucur că ți-a trecut. Sper acum că n-ai să te călugărești. Nu știu, mai vedem. Sper că n-ai să te călugărești. Ar fi păcat. Eu mă duc să fac un duș. Vii? Cred că a murit. Uite și eu ce să-i fac. Nu mă, idiotule. Roxana, cred că a murit. Roxana? Da. Eram amândoi în pat și deodată i s-a făcut rău. Nu mai respira. Băi, poate a leșinat. Nu, mă, nu a leșinat, mă. Nu mai are puls. Băi, tu faci mișto de mine, mă? Nu fac, mă, mișto de tine, mă. C-
Cred că am murit. Hai să fugim. Hai. Cum să fugim, mă? Sunăm la salvare, mă. Nu sună la salvare. Îi iau să vină cu poliția, mă, tu înțelegi? Vrei să fac pănaie? Zi-mă! Stai, mă, stai. Dacă nu e moartă. Dacă nu e moartă, mă, hai să sunăm la salvare, mă. Vrei să aibă conștiință? Eu nu. Auzi, mă, ai văzut filmul ăla cu Basarabeni? Ce film? Filmul ăla cu Basarabeni și cu becul. Ăla cu pariu pe 100 de dolari? Da, ăla. Ia zi, te bagi? Pe ce? Păi na, îți dau 1 milion ca să vedem dacă e pe bune faza. Păstrează-ți 1 milion. Ce film? Un scurt metraj făcut de un Basarabean, Gobileaschi. Pun-i un pariu pe 100 de dolari că dacă bagi în gură un bec de 100 de vați, nu poți să-l scoți afară fără să-l spargi. Ai văzut? Mm-mm. Uite, îți dau 1 milion ca să vedem dacă e pe bune faza. Ia zi, te bagi, mă, fricosule? Mă bag eu. Stai. Eu doar așa am vrut să-l fac puțin de râs pe Mihai, atâta tot. Nu, serios. Mă bag eu. Pune 1 milion. Păi da, dar oricum, nu avem bec. Avem noi. Da, trebuie să fie de 100 de vați. Da, 100. E, scoate. Poftim. Ce e asta? Păi n-ai zis tu 100 de vați? Da, 100 de vați. Parcă le făceau mai mari cândva. Drumul de costișă. Ai. Ce duce spre Vaslui. Stă flamura. Pizdișă înfiptă într-un cui. Bravo, Mihai! Ce poezie frumoasă! Tu ai scris-o? E, tâcat! Stai să spun eu una. Poezie! Poezie? I-am pulat! Ce? I-am pulat! Nu o să știu niciodată cât a fost vis și cât a fost realitate din tot ce s-a întâmplat în seara aia. Sincer, nici nu vreau să aflu. Cui păsă?
Până la urmă nu există niciodată un singur adevăr. Nu? Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding.